A fost panică între locatarii unui bloc din Drobeta, Turnu Severin, după ce mai multe focuri de armă au fost trase asupra unor mașini în parcare. Chiar și un autoturism aflat în trafic a fost străpuns de gloanțe. Totul a ieșit la iveală ieri dimineață când unul dintre locatari și-a găsit parbrizul ciuruit. Se pare că vinovat ar fi chiar fiul șefului vămii porțile de fier 1. Tânărul de 23 de ani ar fi luat arma tatălui său și ar fi tras de la fereastra apartamentului. Deocamdată bărbatul nu a fost găsit. Cazul este acum cercetat de procurori și polițiști.